Am revenit în direct. Înaintea pauzei publicitare, colega mea, Luiza Toboca, a lansat un subiect, o temă de discuție. Ce fac oamenii, cetățenii normali ai Ploieștiului, ce fac cu zăpada de pe trotuarul din fața proprietății? Ce ar trebui să facă conform legii? Ei bine, răspunsul este simplu, ar trebui să dezăpezească. Dar eu vin și în completarea acestui argument, vin cu un alt posibil subiect. Și, domnule director, v-aș ruga pe dumneavoastră să-mi răspundeți. Conform legii 416 din 2001, articolul 6 și aliniatul 2, și vedeți că mi-a făcut temele foarte bine, pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Acum mă gândesc că dezăpezirea, de exemplu, poate fi încadrată fără nicio problemă la acțiuni sau lucrări de interes local. Această lege este din 2001, suntem iată în 2016, eu nu mi-aduc aminte, poate n-am văzut eu, dar eu nu mi-aduc aminte să fi văzut sau să fi auzit vreodată că, nu știu, cei care primesc ajutorul social au participat într-un fel sau altul la acțiunile de dezăpezire din municipiul Ploiești. Da, haideți să vă spun cu ajutorul social. Ajutorul social, într-adevăr, noi îi organizăm și doar că ajutorul social, în general, ei prestează undeva la maxim 8-10 zile pe lună. Asta înseamnă că ar trebui să ningă exact în perioada când vin la servici. Și aici vorbim de obicei la începutul lunii vin. Începem data de întâi până pe data, sunt mulți care vin cu 2 zile, cu 3 zile, cu 4 zile, cu 5 zile. Au fost câțiva dintre ei angrenați și în această activitate în perioada din la sfârșitul săptămânii. Dar au fost 2-3, atâți au fost, atâți am adus. Adică sunt 8-10 zile anume, nu se intervine la solicitarea, nu, în la momentul în care este nevoie. Odată ce le-ai efectuat, da, ca atare ei vin luna următoare și își fac celelalte 8 zile, sau cum sunt programați. E un tabel, el vine deja de la ASSC, dar nu, eu nu-i cunosc. Nu vin aceiași. Adică astăzi, săptămâna, luna acesta vin. Și are dosarul aprobat. Da, exact. Am înțeles. Da, domnule director, nu se poate găsi o variantă, o soluție de lucru? Oamenii aceștia beneficiază de un ajutor din partea municipiului Ploiești, al Consiliului Local, al primăriei, al cetățenilor acestui oraș. Acum și ei trebuie să-și plătească într-un fel sau altul acest ajutor. E o datorie al lor până la urmă. Cei care sunt abs de muncă. Cei care sunt abs de muncă, sigur că da. Și ne referim la... spus că îi fac lucrări pe domeniul public. Sapă, curăță, adună gunoaie. Dar, v-am spus, sunt anumite perioade, nu vin tot timpul. Nu sunt într-o lună întreagă. Să știu că mă bazez pe ceva. Nu. E un tabel care vine periodic de la SSC, urmat de persoane respective. Noi le monitorizăm, le dăm de lucru, îi pontăm și merg mai departe. Și în baza pontajelor îi primesc ajutorul social pe care l-au de luat de la primărie. Domnul Preda, știți ce se întâmplă? Problema e mai complicată un pic. E foarte complicată. Dacă la Ploiești spune domnul director că vin acești cetățeni și mai prestează muncă în folosul comunității, știți că în localitățile județului, în cele rurale male, nu se întâmplă acest lucru. Am întrebat și eu până, dar cum poți să curescui iarba după marginea drumului, să desfunzi șanțurile, să podețele și așa mai departe. Nu. Pentru că această lege este o lege cu caracter electoral. Primarii, în general, folosesc acești oameni, ca să o spunem pe aia dreaptă, la vot. Da? Și ea nu-și produce efectele. Eu vă pot confirma. Pentru că am avut o discuție la nivel... Nu funcționează, ca să fim clar. Nu se execută această muncă. Nu se execută această muncă. La nivel de societate, cu cei de la ajutor social. Pentru că, la un moment dat, mi-am dat seama că am un număr de persoane care aș putea să le folosesc pe banii noștri în scopurile orașului. Și să aflu, asta aici vorbesc de acum, cu 2 ani în urmă, și să aflu cu stupoare că nu prea venea nimeni la muncă. Da, venea o oră, făcea pontajul, dar și plecau. Da. Numai că la un moment dat am fost obligat, prin contactul pe care l-am, le-am explicat simplu, da? Aveți două alternative. Ori veniți la muncă, ori nu veniți la muncă. Am avut câteva probleme cu dânsii. Am trimis pontajele conform... Acum vreo 2 ani a fost povestită greva asistaților sociale. Exact, sociale. Da. Câte asistați sociale are proiectul? Știe cineva de aici, să spun? Nu,
nu știu de ce. Așa că ordin de mărime, 100, 1000. Știu că la un moment dat, în momentul grevei, era undeva la 600, exact. Dacă mi-aduc da, și nu, nu, nu a fost așa de mult niciodată. Deci nu mai sunt atât de mult, de mulți beneficiari la 416. A fost o perioadă când a apărut legea și au fost mulți. Apoi, pentru că banii la un moment dat sunt plătiți de către primării și trebuie să dea și bani din surse proprii. Vă dați seama că nu le convine să-și plătească niște persoane care să nu fie îndreptățite. Mai mult de atât, au fost foarte multe controle care s-au făcut și la nivel de AJPIS pe dosare ca să vadă dacă într-adevăr se îndeplinesc condițiile și atunci numărul într-adevăr nu este mare și este chiar pentru persoanele care chiar sunt eligibile pentru acest ajutor. Mai mult de atât, sunt persoane care nu numai că au nevoie de acest ajutor social, dar nici nu pot presta activitate pentru că sunt bolnave. Speciale, sunt cazuri speciale. Și atunci, dar eu știu că la nivelul comunelor, ei într-adevăr sunt utilizați, într-adevăr, pentru muncă necalificată, că n-ai ce să faci cu ei. Că puteau fi adunați acum pentru zăpadă sau nu, asta nu-mi dau seama dacă într-o zi puteai să-i aduni, să-ți aduci să faci cu ei sau și nu. Și mă spune, eu nu mă pot baza pe ei, pentru că am văzut cum lucrează. Da? Și acolo am avut o altă discuție, o altă... Nu puteți avea încredere. Adică trebuie urmăriți, trebuie să fie verificat. Ca atare, de asta am și scos, că ei inițial vă prestau în cimitire și în spațiile verzi. Și creau numai probleme. Și ca atare le-am dat alt loc de muncă, undeva în afara orașului, să adune hârtiile. Bine, sub supravegherea unor delegați din partea societății, să adune hârtiile. Activitate care vă da, să adune hârtiile. Adică un beneficiu la un moment dat pentru banii care și primesc. Da, deci fac acum, aș putea spune că îi găsiți la muncă conform programului pe care l-au. A fost de muncă, dar... Mă bucur să aud asta. Da. Eu am dubii. Dacă nu-i văd la dezăpezire, măcar primesc asigurările din atunci. I-ați văzut pe ne de tramvai între Caraiman și Dero, au săpat spoarul după ce s-a inaugurat linia de tramvai. Au fost mai multe zone. Păi vedeți că n-au doar veste, păi n-au salopete. I-am văzut și eu, într-adevăr. Cei care au salopete. Adică sunt mai ușor de identificat. Da, cei care au salopete. Nu chiar nu știam cine sunt. Da, cei care au salopete de la, și lucrează în cadrul societății sunt cei de la... Au veste de protecție, dar atât. Haideți să vă spun o chestie care cred că e interesantă. Ne-am gândit în acest an, ca să nu mai existe an de an această nebunie cu licitația pentru drumuri. Oricât de vreme am începe, tot timpul apar probleme, apar contestări, apar cum a fost anul acesta, când nu a venit nimeni la licitație. Intenționăm să facem o chestiune care, după părerea mea, trebuia făcută mai demult, dar știți cum e, niciodată nu e prea târziu. Să încercăm să lansăm o licitație pentru încheierea unui contract cadru pe perioadă de 4 ani. Măcar știm că anul ăsta ne zbatem să încheiem acest contract, dar după aia, în cei 4 ani, nu mai avem probleme și știm că atunci când vine prima zăpadă, avem contractul încheiat înainte și se intervine imediat. Nu, cred că Constituția n-a mai avut contract cadru pe dezăpezire. Am mai avut un contract cadru pe întreținerea curentă a drumurilor județene. Dar sper că anul ăsta să reușim și treaba asta. Cum de asemenea să încerca la un moment dat pentru lapte și corn. Un astfel de gaz. Același lucru se întâmplă an de an și acolo, dar nu cred că e subiectul în această seară, ca să nu terminăm emisiunea, da? Și asta vom încerca să facem, ca să nu mai avem aceste probleme. Dar trebuie să recunoaștem că noi am avut la sfârșitul anului trecut o întâlnire cu reprezentanți de la ANAP. ANAP-ul știți că este Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice, nou înființată, care reunește și fostul ANRMA. Și la întâlnirea care am avut-o cu dâns și pe teme de legislație, pe ordonanța 34, care se va modifica, și dânsii ne-au făcut această recomandare și pentru programul guvernamental lapte-corn și pentru ceea ce înseamnă dezăpezire, pentru că acestea sunt niște activități care se repetă în fiecare an. Sunt activități care presupun la un moment dat timp foarte mari pentru organizare și posibilități de contestare, iar în momentul în care ai un contract cadru, atunci ești sigur că odată încheiat contractul cadru, pentru o perioadă de 4 ani, nu mai ai nicio problemă referitor la ceea ce înseamnă
procedură și atunci ai și timp necesar înainte, dacă îți pornești procedura, să ți-o refaci. Și îi faci un contract cadru cu contracte subsecvente pentru fiecare an și nu mai sunt probleme. Și pentru firma prestatoare de servicii este foarte bine? Este bine pentru autoritatea contractantă, în primul rând, pentru că niciodată autoritatea contractantă, mai ales dacă este autoritate publică, nu se gândește la binele firmei. Binele firmei. Te gândești la binele autorității. Adică ar fi și culmea să... Nu, dar problema e alta, că zici că are și o parte negativă această treabă cu... Dacă dă firma faliment. Exact, ați văzut că foarte multe firme au probleme. E la modă. De la o zi la alta te trezești cu insolvență. Bine, măsurile lei pentru o societate normală și pentru condiții normale. În momentul în care condițiile nu mai sunt normale, pornești din nou procedura. Apropo de ce se întâmplă la laptele și corn. De intrat în insolvență. Ei, doamna prefect, nu că țin neapărat să vă contrazic, dar m-am ascultat în toamna anului trecut. Am auzit, spre sfârșitul toamnei, am auzit niște declarații în care un domn important în Ploiești, să spun așa, se gândea la binele firmei. Un domn important în administrația Ploieștiului. Da, să vă spun de nici nu trebuie să ne gândim la rău firmelor. Hai să fim serioși. Noi ne gândim la răul lor. Noi ne gândim că este foarte bine să se înființeze societăți comerciale, să avem legi care să încurajeze investițiile, să avem locuri de muncă, să avem... Având locuri de muncă, avem taxe și impozite, dar când organizezi o procedură de licitație, nu organizezi cu gândul să ajuți societatea, o organizezi cu gândul ca tu, autoritate contractantă, să oferi un serviciu de o calitate bună la un preț mai mic, deși calitatea și prețul niciodată nu pot fi... pe piramida calității, trebuie să găsești un echilibru. Și de aceea vă spun că e foarte bine cu noile măsuri pe care le ia ANAPO acum pentru modificare de legislație, pentru că a alege întotdeauna ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, prețul cel mai scăzut, nu era o garanție că vei avea o lucrare de calitate la nivelul caietului de sarcini, da? Mai ales că se veneau cu prețuri foarte mici și nici nu puteai dacă ei își motivau la un moment dat prețul acela, n-aveai ce face, trebuia să-i prețul cel mai mic. Aveai contestații, te ducea în instanță și tot el câștiga cu prețul cel mai mic. În momentul în care acum va fi cu oferta economico-financiară cea mai avantajoasă și prețul va avea decât o pondere și am înțeles 40% va fi doar prețul, restul 60% vor însemna celelalte condiții de calificabilitate, atunci va fi o motivație să nu mai îl iei pe cel cu prețul cel mai mic și să te lase și să ai tu după aceea probleme că nu poți să, că ai putea să reziliezi contractul. Dar sunt diverse motive, cum au fost, de exemplu, fondurile europene. Aveai un termen. O reziliere de contract presupunea o altă procedură, un rest de executat și așa mai departe și pierdeai cu totul. Și atunci mai bine târai de un contract ca să ajungi până la 31 decembrie 2015, cât aveai făcut, decât să întrerupi. Deci asta s-a și întâmplat, puțin și la Consiliul Județean s-a întâmplat. Dar să știți că eu sunt sceptic cu privire la succesul acestei legi în România. Sunteți cel mai sceptic invitat pe care l-am avut vreodată, domnul Radienescu. Să vă spun de ce, pentru că, cum spunea doamna prefect, ok, oferta cea mai bună din punct de vedere tehnico-economic, da? Poți selecta cel mai bun operator. Dar o singură condiție, să fii mânat de bună credință. Că asta dă loc și la apariția relei credințe în evaluarea ofertelor. Adică aplicărilor criterii relative, subiective. A mai existat, să știți, această variantă, doamna prefect, știe foarte bine acum niște ani de zile, da? Era ori prețul cel mai mic, ori operatorul cel mai bun în primele tehnico-economice. Și acolo s-au aveam atâtea contestații, chiar nu aveam și nu era situația asta. Da. Deci, buna credință. Dacă nu există bună credință și intenția de a respecta legea și spiritul ei... Buna credință există la ambele variante, dacă stăm să analizăm, să ne uităm puțin în urmă. Și la varianta ieftină și la varianta... Haideți că ați înțeles ce vreau să spun. Nu? Dacă s-ar fi să respectă prevederile din articolul 2, din ordonanța 34, care înseamnă principiile achiziției, nu ai cum să nu faci ceea ce trebuie. Și eu presupun că asta s-a întâmplat. Asta vă spun eu în calitate de funcționar public, da? Unde trebuie să ne bazăm pe profesionalism,
pe bună credință, să spunem, dar pe seriozitate. Dacă fiecare își face treaba așa cum trebuie, dacă avem un caiet de sarcini întocmit bine, atunci nu s-ar putea ajunge la astfel de situații. Situațiile accidentale, intră cineva în faliment, asta nu le mai putem gestiona noi. Din punct de vedere tehnic, asta înseamnă că poți să spui că o anumită soluție tehnică are mai multe puncte decât alta, da? De exemplu, la noi vă dau un drumar care are o soluție de-astea moderne, să spunem, de executare. Și poți să pui o condiție în caietul de sarcini într-o soluție de genul ăla și în starta e restrâns concurența la 1, 2. Deci e relativă treaba. Încă o dată, trebuie să fii mânat de cele mai bune intenții ca să ai succes într-o astfel de variantă. Și trebuie să fim optimiști că va fi bine. Da, și să sperăm, eu sunt optimist pentru că eu cred că multă lume e speriată de ce se întâmplă și nu cred că mai sunt mulți cei care sunt dispuși să... Da, domnul vicepreședinte, Kemal Atatürk a rămas în istoria Turciei pentru multe lucruri bune care le-a făcut. Dar unul dintre ele a fost că a acceptat, a admis faptul că nu este cel mai mare om care a trăit vreodată pe acest pământ. Și că alții nu trebuie să inventeze el apa caldă. Și a chemat cei mai buni juriști din Turcia și a pus să scormonească prin toată legislația lumii și să găsească, după părerea dumnealor, care este cel mai bun cod penal și cel mai bun cod civil. După o perioadă de studii, acești juriști au venit la Kemal Atatürk. Mai tăiat niște mâini și... Și a mai făcut și din astea, dar a rămas în istorie. Și a modernizat o țară care trăia la nivelul evului mediu. Și au spus că cel mai bun cod penal, nu știu, este cel din Elveția și cel mai bun cod civil din Olanda, să spunem. Și omul n-a avut pretenția că trebuie să inventeze el apa caldă. Le-a pus în practică în Turcia. N-ar trebui să ne uităm și noi peste graniță undeva în vest. Cum o fi legea asta a achizițiilor publice acolo? Bine, am uitat și am tradus-o și de acolo a ieșit ce a ieșit. Înțeles. Așa a făcut ordonanța. Hai, dacă vreți să discutăm subiectul, îl putem discuta. Haideți să ne mai întoarcem un pic la dezăpezire, că trece timpul și rămânem cu lucruri nediscutate. Doamna prefect, pentru că tot vorbim despre contracte și... Și bună credință. Și bună credință. Undeva spre toamna anului trecut, știu că prefectura... și vă rog să mă corectați dacă greșesc, a inițiat o acțiune de verificare, nu știu, de monitorizare. Da, n-a fost a prefecturii. Deci la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, din care facem și noi parte, a apărut pentru conștientizare, responsabilizare și pentru transparență, pentru că întotdeauna sunt foarte multe discuții. S-a făcut bine dezăpezirea? Nu s-a făcut bine dezăpezirea. A costat mult, a costat puțin. La ăla e mai ieftin, la ăla e mai scump. Și atunci, ca să nu mai fie nicio problemă, fiecare instituție a prefectului a luat datele de la tot ceea ce a însemnat administratorii de drumuri. Știți că la noi în România drumurile sunt clasificate conform ordonanței 43 în drumuri naționale, drumuri județene, drumuri comunale, drumuri clasificate plus drumurile de interes local. Și atunci, o să găsiți la noi pe site-ul instituției prefectului, undeva în partea dreaptă unde scrie situații de urgență, situația tuturor contractelor, care noi am tot actualizat-o în funcție de perioadele în care s-au făcut contractele. Și acolo o să vedeți drumurile naționale. Cine are contract, care este perioada de contract, până la ce dată și care este valoarea contractului. La drumurile județene, 4 sectoare, contractele, valorile, duratele. La drumurile celelalte care aparțin autorităților publice, o să găsiți 104 unități administrative teritoriale în ordinea alfabetică și la fiecare care este situația. Au contracte cu cine au contracte? De exemplu, cei care au contracte cu operatorul de gospodărie comunală, cu cei care se ocupă în localitatea respectivă de curățenie, atunci aceștia nu au o valoare de contract, au niște tarife. Pentru că așa au ei contractele, pe tarife. Și tarifele sunt sau tarife orare, ce înseamnă pe oră prețul, sau tarife pe tipuri de operațiuni. Și în felul acesta, oricine poate să verifice pentru orice localitate. De exemplu, eu sunt curioasă să văd în localitatea X, nu zic așa, cât costă dezăpezirea. Intri de unde este, din ce județ este, pe site-ul instituției prefectului de unde este și vezi la localitatea respectivă dacă are contract sau nu are contract, dacă are contract, cât costă. Adică transparență. Pe oră, o transparență totală. Și o să vedeți că la Prahova toate orașele sunt cu contracte, județul și-a completat la sfârșit de decembrie tot la fel cu contract, iar dintre cele 90 de comune, 70 de comune sunt cu contract. Din 70 de comune cu contract,
62 au contract pentru toate drumurile, iar 8 au și ele utilaje proprii și n-au decât contracte parțiale, probabil pentru arterele principale în general. Acolo chiar scrie pentru care și în procente și restul de 19 localități, de 20 de localități, 19 sunt cu utilaje proprii, una singură nu figurează nici cu utilaje, nici cu contract, este vorba de Boldeș Grădiște, dar este un primar harnic, vreau să vă spun, și cu contract, s-a rezolvat. Deci, acolo problema bună. E cu drumul județean care s-a blocat, vă dați seama, și localele lor, dar nu sunt niște gălăgioși, nu sunt... ei ar fi fost cei care ar fi trebuit să se plângă, da? Boldeș Grădiște, Sălcile, Furga, să spună, iar am rămas blocat. Ei mereu vor rămâne acum, că asta este orice îi face și dacă ar fi niște parazăpeți de alea pe trei rânduri în zona de case, a spus că viscul este peste tot, pe toată lungimea de drum. Și totuși, pe lângă faptul că acum într-adevăr n-a fost chiar așa ceva de speriat, dar să știți că a fost viscul, adică într-o perioadă nu s-a mai putut lucra și s-au rezolvat. Deci, dacă intrați pe site-ul nostru, o să vedeți exact și contracte, și bani, și tot. Telespectatorii noștri pot face exact același lucru și pot verifica și în alte județe, pentru că pe toate, la cele 42 de instituții ale prefectului există la zi situația. Localitățile rurale mare, dar chiar și orașele mici, nu cheltuiesc foarte mulți bani de zăpezi. Deci o localitate rurală, dacă cheltuie câteva sute de milioane de lei vechi, deci câteva zeci de mii de lei, e mult. Valorile mari de contracte sunt la Ploiești, probabil că și Câmpina are și la Consiliul Județean. Tocmai de aceea am rugat colegii noștri care se ocupă cu validarea situațiilor de lucrări prezentate de operatori să fie foarte atenți cu validarea acestor situații de lucrări, pentru că întotdeauna operatorul e tentat să spună că a intervenit de mai multe ori decât în realitate, că a intervenit mai mulți kilometri decât în realitate și sunt monitorizați, așa e o regulă, da, în de zile, deci știți că am mai fost vicepreședinte în 2004-2008 și știu că așa se întâmplă. Haideți că veneau niște, de-a lungul istoriei, din ultimii 25 de ani în Ploiești, veneau niște comunicate de la primăria Ploiești, la un moment dat, nu contează cine era primar, că așa a fost de multe ori, ningea un pic și apărea că cel care se ocupă de dezăpezire a dat nu știu câte zeci de tone de sare, nu știu câte să vă spun, sute deci de tone de nisip. Am găsit un caz, acum 3 ani, mi se pare, când un anumit operator a venit cu situația de lucrări că a intervenit de 24 sau de 25 de ori într-o zi pe un drum. Adică... fizic nu putea fizic să avea timp să facă treaba. Dacă te plimba toată ziua. Vreau să vă spun așa, că pe luna decembrie a fost la sfârșit o mică zăpadă, da? Avem doar 1 miliard și vreo 700 de... deci 170 de mii de lei, atâta. Acum, nu știu, vom vedea, pentru probabil că acum suma va fi mai mare, oricum, ce avem prins noi în buget sunt undeva la 8 milioane 700, să vedem. Sper, eu cred că nici jumătate în această sumă nu va fi cheltuită. Deci am văzut, nu se mai anunță episoade de iarnă atât de grele, poate... Măcar din punct de vedere al ninsorilor. Da. Deci până pe 26, clar, temperaturile vor fi tot la fel de scăzute. Nu vor mai fi ninsori. Bineînțeles că antiderapant trebuie să folosească. Exact, asta va fi marea problemă în perioada asta. Dar nu mai au un depărtare. Mai au încă depărtare, știu că am vorbit chiar astăzi la Consiliul Județean, că s-au dus cu freza și astăzi, da, pentru că știu. Pe drumurile acestea din sud zăpada era foarte mare și trebuie îndepărtată. Era doar așa, dată ca să poată trece, dar nu era eliberată. Și aici avem în timpul, deci timpul 1 de intervenție este dezăpezirea propriu-zisă ca să poată circula și timpul 2 de intervenție este îndepărtarea zăpezii complet de pe întreaga parte carosabilă. La început suntem mulțumiți dacă putem trece pe drum, nu trebuie să fie negru tot drum. Abia în etapa a doua e ce spunea doamna prefect și se procedează în perioada. Oricum este interesant că, deși mai sunt câteva luni până la alegeri, a început deja campania electorală și pe tema aceasta de zăpezire, că citesc că au apărut tot felul de comunicate de presă, da, emise de diverse partide, prin care este criticat felul în care s-a desfășurat această operațiune.
De exemplu? De exemplu, un comunicat de presă remis de Partidul Mișcarea Populară. Destul care, de virulent. Da, destul de virulent. Nu o să-l citez integral, că nu, pentru Ploiești. Nu o să-l citez integral. PNL-ul n-a dat comunicat? Să spicuiesc puțin. PNL-ul n-a niciun comunicat? PNL-ul, că nu mă așteptăm. Așteptăm, cu interes. Mișcarea Populară, așa, da? Să spună cineva de la PNL că o să dezăpezească de 100 de ori mai bine ca noi. Nu știți, apropo de... Așa se întâmplă întotdeauna, știți cum e? Consiliul Local al Municipiului Ploiești să ia de situația dezastroasă creată și să-și o asume politic. Politico-ideologic, eventual. Da, foarte interesant. Aceasta ne fiind altceva decât rezultatul lipsei de responsabilitate din ultima perioadă. Dezăpezire și politică, asta e tema emisiunii. Orice și politică. Nu, la asta nu, că a venit un funcționar, un înalt funcționar public și nu vorbim politică. Și nu vorbim despre dezăpezire, dacă vreți, vorbim despre tot ce doriți. Acum, fiecare poate să-și dea cu părerea despre orice, pentru că suntem o țară liberă, este democrație și putem să ne dăm cu părerea. Ceea ce este cer, și așa am și început cu dumneavoastră, este ceea ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Iar ceea ce o să se regăsească în acte, în sunt facturi? Sunt în acte, în rapoarte. Corect. Nu mă refer la bani. Nu mă refer la bani. De ce? Pentru că asta este problema autorităților contractante. Dânsii știu cum și-au încheiat contractele, noi nu avem decât suma. Nu suntem în măsură să le verificăm, sunt alții în măsură să verifice, dar nimeni nu poate să nege, de exemplu, la drumurile naționale a venit în ziua respectivă domnul inspector general Angelescu de la Văleni și spunea că drumul este negru. Ori el n-avea cum să fie negru dacă n-ar fi fost de zăpezi, că nu zbura după șosea. N-am ajuns să facem încă cu încălzire în asfalt ca să zici că s-a... Poate că ar fi bine și aia la un moment dat să va mai întâmpla. Mai facem vreo trei autostrăzi până atunci și până bine ar fi să fie cu asfalt pe drumul, da. Nu da. Cu dezăpezi. Așa că s-a acționat, sigur. Dar sunt și acele probleme. Unde a fost închis, n-am avut curent, au căzut copaci. Eu vă garantez că dacă viscolul da, mereu va fi. Se întrețea și mai dura până a doua zi dimineață, situația era mult mai complicată. Era... Probabil că mult mai multe drumuri au fost închise. Și să fim mulțumiți că a fost un episod așa, de când ne-a... Nu, și că iarna nu s-a încheiat. Nu, nu putem să spunem nici să fim mulțumiți, pentru că noi suntem răspunzători de cum se face dezăpăzirea. Adică... Ne-a dat Dumnezeu, nu să fim mulțumiți de cum a făcut dezăpăzirea. Da. Mulțumiți de cine a dat Dumnezeu. Perfect, că nu se mai anunță mari nisori, putem să spunem că iarna asta a picat într-o duminică. Nu să fim mulțumiți de cum a făcut dezăpăzirea. Să mulțumim Dumnezeu că ne-a dat ceva mai rău. Alături de autoritatea contractantă și de operatori, de data aceasta și divinitatea a fost alături de noi, exact. Și s-a întâmplat să ningă într-o sâmbătă și o duminică și n-am avut probleme. Vă lăsăm să reflectați la aceste vorbe pe timpul pauzei publicitare. Ne întoarcem foarte, foarte repede înapoi în fața dumneavoastră.